Chișinăul sărbătorește Hramul Capitalei pe 14 octombrie, marcând acoperământul Maicii Domnului. Evenimentul, care include activități culturale și concerte, se desfășoară pe parcursul a două zile. Fiind organizat de Primăria Chișinău în colaborare cu cele două mitropolii, această tradiție începută în mileniul 3 reunește comunitatea și vizitatori într-o atmosferă de sărbătoare. La hram nu au lipsit meșterii populari care sunt prezenți an de an, iar unul dintre ei este Triboi, care de 40 de ani se ocupă cu olăritul. Oalele de sarmale. Da. Astea fac o mâncare specială, cu un singur neajuns. Tot timpul nu rămân pe masă sarmalele. Fiecare an, da. Ținem și noi hramul ăsta, îl ținem. De 3 ani, Nelly Ceban, meșter popular din Chișinău, se ocupă cu confecționarea păpușilor, iar anul acesta se află din nou în piața Marii Adunări Naționale. Păpușile tradiționale, îmbrăcate în costumele naționale, sunt de turiști, chiar și de oamenii noștri, sunt pentru cadouri, le preferă foarte multă lume, le cumpără, da. Mai mult, un câștigător a 7 poloboace de aur a declarat că la hramul orașului a adus vinuri deosebite din recolta 2024. La hramul orașului noi am venit cu vinuri foarte bune, vinuri calitative, vinuri roada 2024, vreți că vinuri Merlot Cabernet, Cabernet Sauvignon, și muscat, chardonnay și ligotie. Producătorii din Comrat vin cu vești interesante despre inovațiile din domeniul fructelor, iar hramul orașului este o oportunitate de a prezenta produsele lor. Acolo avem 15 hectare de gutui, 17.000 de pomi. Și am făcut prelucrarea și niște produse noi care nicio companie nu produce. Aici este gutui deshidratate moi, așa făcute în concentrat de suc în vacuum și după ce uscate, ca dulceață, dar nu dulce. Noi așa am trimis în Germania. Da. Avem așa pastila nouă, ca combinația de două fructe, gutui și prune împreună. De la sărbătoarea hramului orașului nu au lipsit turiștii care revin an de an pentru a experimenta atmosfera festivă. A trecut ceva timp de când n-am mai fost. Ca de fiecare dată e o plăcere să venim acasă și să vedem atâția oameni împreună, foarte diferit de acum 20 de ani. Totodată lui, un vizitator din Franța, a împărtășit impresiile sale despre prima sa vizită în Chișinău, unde se află de 3 zile. In Chișinău, I've been here for 3 days now. I love it, it's super cool. The people are really nice, the atmosphere is really cool. I didn't know anything before I came here, but I very quickly fall in love with the place, so yeah. In the past 24 hours I've had a lot of vicinata and then I bought a traditional hat today, so I feel like I'm a part of the culture. So yeah. It's very beautiful, very warm, very comfortable. So yeah. I'm feeling well integrated and accepted in the culture here. So of course I can. Yeah. I feel beautiful, I feel taller, it's incredible. Seara, scena principală va fi animată de cele mai mari orchestre din țară, inclusiv Orchestra Fraților Advahov, oferind publicului ocazia de a se bucura de muzica unor artiști îndrăgiți, precum Magnat Fioctist, Satoshi Dara, Zdob și Zinaida Julia. În plus, invitația specială a serii este interpreta letoneză la Ima Vaculei, va aduce un plus de strălucire acestui eveniment memorabil, consolidând legătura culturală dintre popoare.